Vreau să vă doresc un Paște fericit, alături de Dumnezeu și de familia dumneavoastră. Deci, stați acasă și faceți pască! Haideți să facem împreună! 500 de grame de brânză de vaci se amestecă cu 3 gălbenușuri de ou. Apoi se adaugă 4 linguri de smântână. Apoi se adaugă 2 linguri de făină, 2 linguri de zahăr, 2 linguri de griș, un praf de copt și 3 pliculețe de zahăr vanilat. Apoi se adaugă cele 3 albușuri bătute spumă cu un praf de sare. Și la urmă se adaugă 100 de grame de stafide pe care le-am pus la hidratat în apă clocotită împreună cu jumătate de sticluță de esență de rom. Fiu de împărat, slava cerului, tu l-ai lăsat. Între noi întrupat, dragostea ne-ai arătat. În chinul tău cel mai greu, m-ai iubit, Domnul meu. Am adăugat smântâna. Voi cânta neîncetat. O picătură a fost de ajuns și eu am fost iertat. Pentru sângele tău. Am adăugat și stafidele. O, Iisuse, vreau să fiu. Tu m-ai schimbat din păcătos în sânge. Al dușul de și amestecăm prin răsturnare. Foarte important ca să rămână au fost smulse de pe tine. În compoziție. Pe o cruce înălțat ai strigat răspicat. Iartă, Tată, căci nu știu ce fac. Pentru sângele vărsat voi cânta. O picătură a fost de ajuns și eu am fost iertat. Pentru sângele tău sfânt, o, Iisuse, vreau să-ți cânt. Tu m-ai schimbat din păcătos în sfânt. Acum o pune capitor, la 170 de grade. Și o, Iisuse, jertfa ta nu se poate cumpăra. Nici cu aur, nici argint, nici cu toată lumea mea. Pentru sângele vărsat voi cânta neîncetat.